Unii oameni chiar nu pot să dea muzica mai încet, suntem în pădure, dracu. Oh my god, și unii oameni nici nu știu ce e la PC, se gândesc la pisică, like, what? Nu știe engleză? Personal computer, băi. Bănuiesc că o să stau să filmez Minecraft. Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi o să explorăm un dungeon pe care l-am găsit eu când mă jucam off camera. Ok, acum că am pus pauză, trebuie să trișez și să creez un dungeon. Bine, asta o să dureze. Bă! Mi-a dat crash jocul. Și avem 300.000 de stacuri de diamante. Nu am mai jucat Minecraft în viața mea. Du-te acolo de PC. Cred că trebuie să mă calmez doar. Știu ce îmi trebuie! Îmi trebuie o vacanță! Mă duc... Mi-a zis Hodogeana acum că ar fi un loc frumos fix în spatele casei mele! De ce fix în sp... Și nu a mințit. Hodogeana! Păi ce vii pe acolo? Nu știu. Așa zi, de ce m-ai invitat aici? Te-am auzit, ești la câțiva metri de unde stau eu. Te-am auzit că îți trebuie o vacanță și te-am invitat aici. Este un cort și vom explora zone frumoase. De exemplu, nu știu, o cascadă. Am văzut o cascadă prin apropiere. Sigur nu minți? Da, sigur. Păi ce miroși, mă? Ai ceva la gât și vreau să miros. Da, e... camera mea, că filmez acum. Da, mă, pe bune? Oh, salut, oameni buni! Eu sunt Hodogeana. E păcate, nu am canal de YouTube, dar poate să am eu cumva. Da, deci unde ziceai că e o cascadă? Pe aici, prin apropiere. Bine. Uite, sugarcane. Nu se numește sugarcane, că de ce nu? Corect? E 6 sugarcane. Auzi, Hodogeana, dar eu pe unde mă urc? Te urci pe copaci, că doar de asta ești pe locul 2 la parcur. Da, ai dreptate. Aoleo! Ok, am ajuns. Cred că mai trebuie să mă urci pe copacul ăsta. Bă, Hodogeana, dar cât de înalt trebuie să mă cațăr? Și nu spun. Hodogeana! Da! Cât de sus trebuie să mă cațăr? Nu știu, până vezi cascada. Fii o bun la parcur, da. Nu prea îmi dau eu seama pe unde trebuie să mă urc. Asta e cumva, nu cumva m-a... Da, m-a păcălit iarăși. Cum am putut să pic în plasa Hodogeanei? Hodogeana! În două? Știi ce se întâmplă acum? Pedepsa pedepselor. Oh, nu, n-am făcut nimica! Ba da, mi-ai mâncat snacks-urile din nou. Ba nu. Vreau să ies! Ba da, vacă neastâmpărată! Au, nu mă lovi! Vacă neastâmpărată! Nu mai primești fân 3 săptămâni! Nu, nu poți lăsa să mor de foame! Da, nu o să te mai îndrăgostești de nimeni. Nu o să te mai las eu să mai ai fete. Nu, fac orice! Bun, poți în primul rând să mă lași în pace? Să mai vii după unde merg eu? Da, bine. Acum, stai că plouă. Băi, te duci în ploaie?
sta pentru că m-ai pedepsit. Bine! După 3 ore. Pare rău că am pedepsit-o pe Hodogena. Hodogena? Ce mai vrei? Îmi pare rău. O să-ți dau fân. Ei, sunt mai fericită. Mulțumesc! Poți, te rog, să nu mă mai iei în brațe? Da, bine. Acum zi-mi, unde putem să mergem să explorăm? E un magazin prin apropiere. Pe bune, deci de data asta nu te mint. Bine, dar dacă te văd că mai mănânci snacks-urile, pe bune că te pedepsesc. Ce vrei, mă, du-te și uite-te. Bă, nu-mi vorbești tu mie așa, că eu te-am închiriat. Da, bine, bine. Ok, deci și că ar trebui să fiu un magazin prin... A, l-am văzut. Hodogeana! Ce mai vrei? Nu ai făcut destule? Da, de data asta nu m-ai mințit. Hai acolo. Și uite, am găsit asta. Ce-a găsit, mă? Da, trestie de zahăr, dar mie nu-mi place trestia de zahăr. Poți să mănânci tu. Bă, nu mai pârțăi trestia de zahăr. Dar de ce? Că mie milă de ea. Cum să-ți fie milă de niște trestie de zahăr? Na, că-ți dau și ție. Hai că-ți dau una să o lingi. Ia una și o lingi. Ia una, trestie de zahăr și lingi-o. Ok, dă-o înapoi. Hai! Ți-ai adus bani? Bă, pe bune. Ah! Păi, nici tu nu știi cum să deschizi ușa. De parcă tu știi. Da, recunosc. Bă, dar e relativ aproape locul ăsta, e nebun? Stai că am intrat prin spatele casei. În spatele casei mele. I guess. Ce mai e și chestia aia? Chiar nu știu. Dar vreau doar să-mi cumpăr niște mâncare. Pentru că o să mă... Când o să-mi fie foame, o să rămân fără. Zic în gând asta, ca să mă audă Hodogeana. Așa, mi-am adus banii. Da? Arată. Câte ai? 3 stack-uri din Minecraft. Păi, noi nu suntem în Minecraft. Practic suntem, că eu în viața reală nu am o vacă. Adică eu nu exist? Nope. Da, glumeam, existi. Ei. Ok, oameni buni, Hodogena este nebună și eu nu am o vacă în viața reală. Dar dacă mă aude... Ce? N-am zis nimic, vorbeam cu mine. Ciudatule. Hai la magazin. Hai la magazin. Hodogena! Hihihihi. M-ai pus gumă pe pantofi! Domnule, mă scuzați, aveți un preș? Din păcate nu am niciun preș. Și numele meu nu este domnule. Dar care ți-e numele, bă? Numele meu este Gigel Codre. Bine, eu mă duc să mă șterg în natură. Dar e ilegal. Cine face, mă, regulile aici? Suntem cumva în oraș? Da, ai dreptate. Ah, mult mai bine. Bă! Stai aici, să vedem. Ok, deci fermă. Fermă? Cumpără și mie niște wheat. Du-te-mă de aici. Ok. Hai, mă, cumpără sau o să plâng din nou. Vaca ta știe să vorbească? Da, e ca un om. Ok, bine, hai că-ți cumpăr 10 wheat. Yay! Ah! Ce faci, mă, acolo? Mă bat cu uitul. Îmi cumpăr și niște mere. Bun, ce mai îmi cumpăr? Ok. Aici un furnace ăsta. Bă, scuzați-mă, aveți un furnace? Ce era furnace? Nu mai suport! Lasă ce era un furnace. Păi, dar nu te mai împinge în mine!
Dar vreau și eu să mă uit. Hodogeana, vrei vreo mâncare? Da, un salmon, te rog. Oh, salmon. Ah! Ce faci, mă? Vreau doi. Ei, doi. Bine, hai că-ți iau doi, că e văcuța mea favorită. Ce, mai e și altă vacă? Nu, dar se face noapte. Domnule, se face noapte. Da, știu, și închide magazinul. Pa, pa. Bă, dar stai că trebuie să-ți plătesc. Ce luat? Asta 10, asta 12, asta 2, asta 9. Stai puțin, domnule. Asta 1, asta 2, asta 2, asta 5, asta 2, asta 5. A, bine, vă costă 3 stack-uri de Minecraft. 3? Gâmea. Hai, bine, 2 stack-uri. Pă bune, mă, e prea mult. Bine, mă, un stack. Un stack și jumate. Bine, bine. Hodogeana, dă-te! Dă-ți vaga de rafturile mele. Gata. O să-i bună. Ia. Că văd ceva acolo. Ia și desfă. Gata, puteți pleca. Ei, hai, Hodogeana, acasă! Ce acasă, mă? De fapt, eu mă duc acasă să le prăjesc pe astea. Da, corect. Ce-ai făcut, mă? Buguri vizuale. Da, mă rog. Ok, Hodogeana, ești gata de culcare? Bine, bănuiesc că o să mă culc. Ce puțin, mă? Sunt așchi pe podea. Cum, mă? Sunt carpete pe podea. Ceea ce e adevărat, dar sunt gândaci și m-am lovit. Mă rog, hai treci și culcă-te. Neața, Hodogeana! Mi-e somn. Bine, te mai las 5 minute. O oră, te rog! Bine, o oră. Gata, a trecut o oră. Ce dimineață bună cu o tușire frumoasă. Vacile știu să tușească? Eu sunt o vacă magică. Da, așa este. Păi mă duc acasă să prăjesc chestiile astea. Bine! Cam acesta a fost episodul, dragii mei. Am fost alături de Hodogeana. Hei! Și pot să vă dau un mic spoiler din episodul, din episodul următor. Casa mea n-o să mai fie. Ce, mă? Da, casa mea n-o să mai fie. Spoiler din episodul viitor. Așa că, dacă vreți să vedeți ce se va întâmpla... Ai spart carpeta! Da, scuze-mă. Pune carpeta la loc, necizelatule. Băi, ai grijă cum vorbești cu mine. Scuze. Da. Asta este spoilerul din episodul viitor, așa că dacă vreți să vedeți ce se întâmplă în episodul viitor și de ce casa nu mai este, vă puteți abona la mine. Dar nu vă și oblig. La revedere!